Bună tuturor! Acesta este sumarul sesiunii cu numărul 139 publicată deja pe canalul meu YouTube. Spitale de psihiatrie, anii 2000-2030, călătorii în timp și furt de informații. George a întâmpinat multiple obstacole în rezervarea sesiunii. În plus, în seara de dinaintea sesiunii, programează ceasul să sune și lasă laptopul deschis. Dimineața nu aude ceasul și nici apelurile multiple pe telefon sau Skype. Cu o oră întârziere decidem să facem sesiunea în timpul rămas la dispoziție. În sesiune observăm controlul puternic pe care o entitate de tip umanoid o exercită asupra lui George și a altor aspecte umane din 1008 vieți. Toate aceste vieți au ca punct de intrare pe Terra o experiență în formă umanoidă pe Marte. Acolo este instalat un implant particular în corpul mental. Nu este un implant clasic, ci mai degrabă un implant de tip program. El se regăsește în corpurile mentale din toate cele 1008 vieți. Acest implant are rolul de a potența abilitatea naturală a lui George de a se conecta concomitent în mai multe locuri și timpuri de pe Terra. Corpul fizic al lui George este folosit ca și portal viu. Prin intermediul lui, entitatea care îl controlează are acces la informații din multiple vieți, câmpuri sau egregoare. Unul dintre aspectele lui George are o experiență în Suedia anilor 1980. Ne conectăm cu el la vârsta de 20 de ani, când este internat într-o clinică de psihiatrie. Informațiile sunt manipulate de către entitatea umanoidă, astfel încât el să primească un diagnostic și să fie internat în această clinică. Personalul clinicii este interferat și controlat în diverse grade. Clinica este epicentru într-o rețea de alte clinici și centre localizate în diferite țări sau timpuri. Observăm punți informaționale și energetice între cei internați în astfel de clinici în multiple puncte spațiu-timp. De exemplu, un pacient internat în anul 1930 poate fi conectat cu altul internat în 1980 sau 2020. Rețeaua pare să nu se supună legilor timpului. Entitatea umanoidă se deplasează ușor de pe o linie temporală pe alta, folosindu-se de cei care au corp fizic pe Terra. Cu informațiile pe care le colectează despre umani și interacțiunile lor, sunt create programe care sunt vândute cui oferă mai mult. Cei care le cumpără sunt selectați în așa fel încât această entitate să-și extindă influența și tehnologia în univers. O importanță deosebită o au informațiile despre transformările energetice prin care trec umanii în perioada 2000-2030. Pentru a accesa informații, sunt selectați oameni cheie cu diverse abilități. Li se oferă energie suplimentară în schimbul accesului la câmpul și structurile lor. Deși inițial și-a dat acordul într-un proiect de colaborare, George conștientizează că aspectele lui umane sunt manipulate, controlate și blocate în procesul de evoluție și ascensionare. Alege să se elibereze prin deconectarea tuturor celor 1008 aspecte de la entitatea umanoidă care îl controla și ne spune. Citez. Simt că treptat în câmpul meu se deblochează linii energetice naturale, specifice experiențelor ca om. Are loc o reconectare energetică și informațională cu strămoșii și alte aspecte ale mele umane. Din zona pieptului pleacă ca niște pâriașe care se extind și refac conexiunile cu mine, cu neamurile, cu pământul. Mă simt reconectat cu partea mea umană. Închei citatul. Ce doresc să scot în evidență în legătură cu sesiunea numărul 139. Chiar dacă unii dintre voi vin pentru prima oară în contact cu conceptul de vieți anterioare, știu că alții care cunosc conceptul de multidimensionalitate sunt pregătiți să înțeleagă că în experiențele pe Terra putem avea diverse puncte de intrare. Vedeți cum George apare în unele experiențe ca având originea pe Marte. În oricare din cele 1008 vieți aș fi făcut o astfel de investigație. Originea lui ar fi apărut pe Marte. Pe o linie temporală poate să apară informația că vine de pe Marte, iar pe altă linie temporală că vine dintr-un sistem precum Orion. O altă informație pe care doresc să o scot în evidență.
Observați în sesiune cum informația este manipulată de către entitatea umanoidă. Ea interferează și controlează mental personalul din clinici de psihiatrie sau alte centre și investește multă energie în rețeaua de control. O persoană controlată mental nu poate fi conștientă de modul în care este manipulată informația atunci când pune un diagnostic. Uneori poate exista o lipsă de informație. Există medici de nota 10 și există medici de nota 7. Este absolut normal să fie așa. Însă unii medici pot fi conduși de ego, dorința de a urca în carieră sau a primi sume de bani de la firmele de medicamente. Majoritatea medicilor sunt bine instruiți și cu dorința sinceră de a ajuta, însă ei pot avea o perspectivă limitată asupra conceptului de boală și vindecare. Vreau să conștientizați că atunci când vi se prezintă un diagnostic sau vi se propune o procedură medicală, intenția poate să fie una bună, dar prin interferență informația să fie manipulată. Amintiți-vă că și la Auschwitz au lucrat medici și farmaciști. Orice entitate care dorește controlul va dori să controleze în primul rând oameni aflați în poziții de conducere, oameni cu influență, terapeuți sau pe cei cu diverse abilități în a accesa informații. Folosiți-vă discernământul, schimbăm sistemul schimbându-ne mai întâi pe noi înșine. Noi alegem dacă contribuim sau nu la această psihoză colectivă. Acest termen folosit de profesorul Kolchak este cum nu se poate mai potrivit pentru ceea ce se întâmplă astăzi. Pentru cei care vedeți pentru prima oară o sesiune de hipnoză regresivă condusă de către mine, vă aștept pe canalul meu YouTube. Vă puteți abona, puteți personaliza notificările, astfel încât să fiți anunțați atunci când public o nouă sesiune. Pentru informații și rezervări, îmi puteți scrie la info@anaoprea.com. Vă mulțumesc!